Tam. Ce faci? Ce se întâmplă? S-a surpat terenul, că terenul așa în fel. Era asigurat terenul? Era asigurat terenul? Da. Da, că-i cușcă, că e tot absolut, da. Și cu toate astea s-a surpat el. Care să fie explicația? Păi, terenul de așa manieră. Păi terenul balastros e... Nu știu ce să vă zic acela. Ce veți face mai departe? Veți continua lucrarea sau ce veți face? Nu știu, rămâne de văzut acum, ce să vă zic eu. Și a zis că este cușcă de protecție. Numărul este de... cușcă de protecție, este cască, a fost tot ce trebuie. Da, ce n-ați venit înainte să-l filmați cum era? Păi eu filmez acum, ați luat cușca de aici? Și nu a fost oameni și să-l ajute, până ce a venit dumnealui. Nu putem să vedem. Da? Foarte risc aici, să știți. Dar numai el lucra și cu bulozeristul? Păi dar cine altul? Trebuie palmaș aici, să știți, trebuie oameni de lucru și dar să lucre ca lumea. Și pământul, într-așa o halcă, tăi să-ți rupă. Și ferească Dumnezeu. Că... Trebuia să aibă niște protecții ca să nu vină pământul. Protecții, niște panouri, dar păi. Noi de unde să știm? Dar nu suntem noi cu proiectile. Dar nu rău. Păi aia. De... Dar nu a fost acum acolo? Acum nu a fost în momentul ăsta. Păi ar fi trebuit să fie acolo și atunci... Trebuie să fie acolo, nu. Nu pățea nimic ca unul. Nu pățea dacă era. Da. Să trebuie să fie mai repede, să pui țeaga, să... Dar lucra mai greu dacă era pus panoul ăsta? Mai greu să lucra. Da, dar nu era niciun fel de pericol. Nu era, că nu lucra, mai în siguranță și... Păi de asta s-a făcut de panourile astea. De pe fonduri europene, o lucrare de 1 milion de euro, este canalizarea prin comuna noastră, acolo unde sunt locuri unde nu a fost asfaltate, canalizate. Din păcate nu s-a respectat o normă elementară de protecție a muncii. Sunt mai multe firme, avem probleme, o firmă a luat licitația, s-a subcontractat la mai multe firmulețe din zonă, la mai multe societăți comerciale. Sigur, ne confruntăm cu o mare problemă, lipsa forței de muncă și se lucrează cu oameni necalificați și sunt probleme.